domnului director. Și fapt în care lucrat de să de timp, domnule director, dar vreau să vă spun ca istoric, că totuși sunt 600 de ani. Și astăzi nu am alocat pentru fiecare an decât 30 de secunde. Foarte puțin și pentru memoria moșilor și strămoșilor noștri și pentru toți locuitorii de aici. Mai ales că fiind așa o dată de frumoasă, fiecare dorește să dialogueze într-un fel sau alt cu sala. E un tip de mândrie să vorbești astăzi, aici, în fața obșenienilor. De aceea doresc ca, în numele Asociației Prietenii Basarabii, Copiii Institutului Neța, reprezentată astăzi aici, prin domnii colonii Muscă și Petraru, să vă mulțumim pentru invitație, să o felicităm pe doamna profesoară pentru regia spectacolului, să-i mulțumim domnului director și domnului primar, dar în primul rând să mulțumim comitetului de organizare, domnului director care, așa cum cu toții ați afirmat aici, este un intelectual de certă valoare științifică și pe care eu îl văd și probabil că sunteți la sentimentul meu un continuator al profesorului și ziaristului Dumitru Covalciuc, pentru că proiectele lui Covalciuc trebuie duse mai departe. Am confiat că astăzi, prin prezența la Oprișeni a conducerii regiunii, conducerii raionului, dar prin prezența atâtor intelectuali de clasă, prin frumusețea intervențiilor, noblețea lor, Oprișenul poate fi declarat astăzi drept capitală a regiunii Cernăuți. M-am convins de acest lucru trecând deseori prin acest oraș. Sperăm să devină oraș, pentru că merită și pentru că cunosc foarte bine pe mulți dintre dumneavoastră. Spunea unul dintre antevorbitori că veșnicia s-a născut la sat. Așa spunea Lucian Blaga, preotul, profesorul și filozoful român. Iar Oprișenul este o dovadă în acest sens. Iată, sărbătorim 600 de ani, era prima atestare documentară. Ca istoric, vă rog să-mi permiteți și nici n-aș vrea să abuzez de răbdarea domniilor voastre, să reamintesc câteva lucruri legate de domnia celui care a semnat actul de atestare documentară a satului Oprișeni. Alexandru, zis mai târziu cel bun, contemporanii l-au bunit bunelul sau cel bătrân, face parte din dinastia Bușatinilor, a domnit între 23 aprilie 1400, 1 ianuarie 1432. Fiul lui Roman I și al Anastasiei a avut 3 căsătorii, una dintre căsătorii fiind cu Rigmaria, sora dușelui Hitler, Vitold al Lituaniei. A continuat opera de consolidare a statului moldovean și avea doar succint să enumere câteva dintre faptele sale ce trebuie să rămână în istorie și trebuie ca dumneavoastră să le știți. Îmi fac datoria de istoric, repet, pentru că datoria noastră a istoricilor este să vorbim și atunci chiar când nu suntem întrebați. Să încep cu faptul că Alexandru cel Bun a fost primul și a introdus organizarea administrativ-teritorială a Moldovei înființând ținuturile drept formă de organizare. E adevărat că niciun document nu pomenește despre aceasta, dar imediat după 1432, după moartea sa, apar primele mărturii legate de împărțirea Moldovei în ținuturi. A organizat cancelarea domnească cu grămateși, în fruntea cărora a numit logovădul și unul din documentele pe care le-a citit astăzi distinsul dumneavoastră Constantean, domnul director, poartă peșetea celor grămatici, celor logofeți, iar el a rămas model până târziu în timpul lui Alexandru Răbușneacu. A încercat și a reușit să
consolideze autoritatea statului, apropiindu-se, în primul rând, de Patriarhia Ortodoxă de la Constantinopol și, datorită bunelor relații în acest sens, a reușit un lucru de excepție, acela prin care Patriarhia de la Constantinopol va confirma în 1401 înființarea Mitropoliei Moldovei, avându-l în frunte pe primul mitropolit Iosif. A înființat de asemenea o episcopie pe lângă sediul roman, la Rădăuț, și faptele sale pot continua, dar foarte important este faptul că a reușit să înființeze de-a lungul drumului comercial de la Liuv spre Cetatea Albă mai multe târguri care reprezintă centre economice, politice, dar și militare. 1408 este anul în care, printr-un astfel de privilegiu comercial acordat negustorilor din Liuv, sunt stabilite punctele vamale de pe acest drum comercial pe care l-am menționat și taxe vamale care se plăteau la acea dată. Și în acel document este menționat pentru prima dată Cernăuțiul, Dorohoiul, târgul din care provin, dar și Vasluiul, Bârladul, Iașul, cele mai importante centre ale Moldovei. Este aceasta o datorie a noastră să continuăm tradițiile acestor înaintași.